povestea asta cu situația lui Pintili. Apare o nelămurire. Sau mai multe nelămuriri sunt. Hai să stabilim exact de ce Pintili, pentru că ieri Lucian Burcher ne spune așa. Dacă FCSB ar fi făcut o cerere către Școala Federală de Antrenori și să zică, domne, vrem 30 de zile Pintili să ne conducă echipa, pentru că l-am dat afară pe Dică. Da? Școala Federală de Antrenori ar fi refuzat acea cerere a FCSB-ului. Același club a făcut cerere către UEFA ca Pintili să poată să conducă meciuri în cupele europene. Și UEFA i-a aprobat această cerere. Și logică, oricine se întreabă, orice om zice, dar de ce poate ăla să conducă în meciuri de competiții europene cu derogare și de ce nu poate să conducă meciuri în România cu derogare? Explică-ne tu, te rog frumos. Bun, eu cred că a explicat și Lucian Burcher, el, șeful școlii de antrenori, și cred că a fost suficient. Dar n-am avut timp cu el să dezbat chiar tot subiectul, că și cum e prin telefon, nu poți să intri chiar în toate detaliile, nici nu e politicos față de invitat să stai câte o jumătate de oră. Bine, acum, scuză-mă, ca să dau, să dau direcția. Se compară meciurile din Europa cu meciurile din campionatul României, ce dracu, adică ne luăm după UEFA, normal că ne luăm după, nu? Meci de Superliga. UEFA nu se poate băga în bătătura ta. Da. Adică dacă la UEFA ceva e valabil, nu e obligatoriu să fie, nu, și la tine valabil. De importanța, eu știu, și de valoarea meciurilor, nu te iei după UEFA. Ce e UEFA? Eu știu. Da, ok, nu le-aș dori celor de la FCSB să fie judecați de UEFA, pentru că atunci când au fost judecați de UEFA pe cazul concret Mirel Rădoi, am văzut și noi cum acționează un antrenor care nu e antrenor. Stă frumos pe bancă, ca într-o cușcă, și nu se ridică de pe bancă sub nicio formă de frica UEFA și a penalităților care vin de la UEFA în momentul când situația din punctul celor de la UEFA e foarte clară. În momentul în care au dat acea hârtie, cei de la UEFA au dat-o în baza legislației elvețiene, care nu prevede că pentru a fi antrenor, pentru a avea calificare de antrenor, îți trebuie să ai anumite studii făcute, un anumit gen de studii. Legea românească spune foarte clar, nu poți să profesezi în meseria de antrenor fără să obții calificarea de antrenor. Asta licențele... ce înseamnă că lumea aude calificarea de antrenor? Păi asta este vine înaintea licențelor la CBA? Categoric. Sau... Dar ce înseamnă ea? Adică ce trebuie să faci pentru ea? Trebuie să faci ori facultate de profil, ori să faci cursuri post-liceale de 2 ani, cu durată de 2 ani. Prin aceste metode îți obții calificarea, carnetul de antrenor, pe baza legii românești. Așa e legea în România. În Belgia, în Elveția, nu există o astfel de lege. Adică acolo te duci și îți faci licențele în sportul profesionist și în interiorul primei licențe, de fapt nu, calificarea se acordă împreună cu ultima licență. Există institute de învățământ superior care au voie să facă așa ceva în colaborare cu federația, toată curicula este dată de federație, universitățile fac aceste parteneriate, iar studenții care învață acolo, învață după o anumită curiculă pentru, folositoare pentru a demara procesul acesta. La noi în țară, calificarea se obține așa cum am spus. Deci, în momentul în care se schimbă un antrenor, UEFA are o derogare de 60 de zile, Federația Română are o derogare de 30 de zile, timp în care să găsești un înlocuitor. Și spune, poți să pui pe cine vrei. Dar pe cine vrei care să aibă această calificare? De antrenor. De antrenor. E, în baza legii românești, nimeni nu poate să profeseze ca antrenor fără a avea această calificare. Nimeni. Așa e legea în România. Ți se pare ok legea? Te-ar trebui schimbată? Dacă, de exemplu, nu știu, încerc și o să-mi dau seama, nu de alta, dar întrebarea oricărui, nu știu, om cu puțină logică este următoarea. Ba, pot exista cazuri de fotbaliști, nu știu, vezi Messi, da? Care la 16 ani e titular la Barcelona. Da? Și se apucă și joacă fără număr, național, cupe europene, etc. Nu e cazul să avem noi genul ăsta de jucători, dar îți dau un exemplu. Și ăla nu are timp să facă școală de antrenor. Că nu are timp, efectiv, nu are când să se ducă. Că e preocupat cu fotbalul pe care îl practică.
Și tu vii și spui, după ce ăla are o carieră de câștigă Cupa Campionilor, Copa America, are 200.000 de antrenori geniali, colegi buni, ăla vine și zice, la sfârșit zice, domne, îmi pare rău, Matale nu ești antrenor. Matale trebuie să faci un curs de antrenor și de-abia după aia trebuie să te apuci, care curs de antrenor cred că durează mult, nu? Am explicat. Ori te duci și faci facultate, care durează 4 ani, ori te duci și faci un curs de 2 ani, post-liceal, dacă nu faci asta facultate. Deci tu de-abia în 2 ani poți calificarea de antrenor. Deci tu de-abia în 2 ani, după ce termin meseria de, să zicem, Cristiano Ronaldo, da? Are 37-38 de ani, vrea să joace până la 40. Iar la 40 de ani, lui ar mai lua lui Ronaldo în România încă 2 ani să ia carnetul de antrenor. Și la 42 de ani, Cristiano Ronaldo s-ar apuca de cursurile de antrenor ale Federației Române de Fotbal. Este cursul de antrenori, nu se face la Federația Română de Fotbal. Nu, cursul de licențe. Deci ar începe să ia licențele alea. Ar începe să ia licențele, da. E o dezbatere întreagă. Se poate face o dezbatere întreagă. Sigur că la prima vedere și poate chiar populist, ai zice așa, da, domnule, sigur că da. A jucat fotbal, are o grămadă de cunoștințe. Este cu totul și cu totul adevărat și se raportează la cei care au avut parte de antrenori de la care chiar să aibă de învățat. Pentru că sunt foarte multe cazuri de jucători care evoluează pe la noi, pe în campionat, pe în diviziile mici și ar trebui să le spui, păi n-ai avut de învățat de la cine. Deci asta e una la mână. Doi la mână. Sigur, nu e o meserie atât de importantă pentru alții din jur, deși efectele sunt devastatoare pentru fanii de foarte multe ori. Dar tu ce îmi spui mie că dacă a jucat fotbal, eu vin și spun, ok, dacă avem un pilot de avion și pentru că a pilotat 25.000 de ore sau câte vrei tu, 2.500 de ore sau oricâte, asta înseamnă că poate fi și constructor de avion? Adică ar avea calificarea să construiască avionul pe care îl pilotează? Nu, eu zic altceva. Eu nu înțeleg de ce nu se întâmplă ca afară. Nu să treacă prin aici, cursurile aici alea. Aici este dezbaterea. Cursurile alea mie mi se par foarte utile și trebuie să le parcurg oricine și le parcurgem o normal. Depinde iarăși, înțeleg, de țări, că unele comprimă foarte mult cursurile alea, poți să iei mult mai repede licența. Da, sunt țări în care ți iei această, te înscrii la licența B sau la licența C ultima în fiecare țară, după cum prevede legislația, și în interiorul ei, adică împreună cu ea, îți iei și calificarea de antrenor. Asta mi s-ar părea mie. Conform legii țării respective, lucrurile se pot întâmpla așa. Uite, de exemplu, am fost în Moldova. În Moldova se întâmplă așa, că de-aia se duc toți acolo și vin cu licența B. Dar înțeleg că nu-s recunoscuți de Școala Federală de Antrenori. Ce să fie recunoscut? Adică înțeleg că ei, cine vine din Moldova cu licența B, sau ce, asta am priceput eu, el tot trebuie să ia calificarea de antrenor din România. Păi, calificarea trebuie să o iei că își cere legea statului român, nu Federația Română de Fotbal. Adică tu poți să ai licență pro în Moldova. Da. Da? Da. Să vii în România și dacă nu ai calificarea de antrenor, tu nu poți să profesezi cu licență pro. Ba, poți să profesezi, nu te poți angaja. Nu te poți angaja la un club pe baza unui contract de muncă care scrie că tu ești antrenor. Pentru că tu nu poți dovedi că ai calitatea de antrenor dobândită. Ce se poate face? Poți să te duci cu toate actele pe care le-ai strâns din țara respectivă, te duci la autoritatea română să-ți echivaleze, dacă ți echivalează, ce ai făcut acolo cu calificarea de antrenor. Asta, da, se poate face. Dar autoritatea română însemnând în ce? Nu știu exact să spun cine... La Ministerul Învățământului sau unde trebuie să te duci cu aia? Că bănuiesc că la Federația Română de Fotbal nu se poate face. Nu cred că la Ministerul Învățământului, cred că la Ministerul Muncii mai degrabă. Dar nu știu toate lucrurile astea, dar știu că trebuie să-ți echivalezi lucrurile astea. Inclusiv pentru antrenorii străini care vin în România, unii dintre ei nu au această formă de calificare precum e la noi. Dar, îți dai seama, au o experiență, sunt recunoscuți în țările lor, acolo au dreptul conform legii statului lor. Și atunci vin foarte simplu și fac, foarte simplu, nu știu dacă e, dar vin cu toate actele pe care le au și fac echivalarea aceea și apoi nu există niciun risc pentru niciun angajator
dacă ai această echivalare, să poți să, să angajezi. Pentru că asta este legea statului român. Aici acum în Moldova... Andrei, iartă-mă, te rog. Da. Cum nu există niciun risc pentru angajator? Păi, angajatorul ăla crezi că angajează un antrenor în baza, el se uită să vadă, ia mă ce hârtie are ăsta, a, ăsta e bun, mamă, e bun, cât a luat? 7,8 e bun, hai să luăm pe ăsta. Mă refer la un club mic. Păi, angajatorul ăla, când pune pe cineva pe bancă, crezi că ăla n-are nicio răspundere? Ăla, clar, ăla e cel mai important filtru, nu o nenorocită de hârtie. Discernământul angajatorului, adică Steaua nu poate să pună pe bancă un oricine, l-a pus pe ăsta că are încredere pe Pintilii, că are încredere în el, că știe, că a văzut ce știe și că poate să conducă echipa. Iartă-mă, sunt populist, recunosc, sunt populist. Dar tu ai văzut ce știe? Eu nu mă bag la chestia asta. Știi ce știe? Nu, dar a știe meme, știe Gigi, știe... Ok, cum să măsoară știința? În ce să măsoară știința? Probabil că în rezultate. Okay. Păi atunci hai să vedem ce rezultate au antrenorii români și pe unde antrenează antrenorii români în Europa și în lume, ca să ne dăm seama dacă școala românească de antrenorat este suficient de puternică sau dacă vreun antrenor care nu și-a luat calificarea aceasta a putut să antreneze în zilele noastre, pentru că una erau legile înainte de 89, altele sunt legile acum. Păi, dar Andrei, asta e împotriva a ceea ce susții tu. Nu, nu este deloc împotriva. Școala românească de antrenorat, uitându-ne după rezultate, cu una sau două excepții, este sub orice nivel. Nu, păi eu vorbeam nimeni. Despre cei de la cine trebuia să învețe jucătorii care erau antrenați de niște antrenori și spui, domne, atâtea cunoștințe au încât sunt mult mai calificați decât alții. Eu nu neg chestia asta, încă o dată spun. Pentru mine cazul ideal este cel al unui fost mare jucător care să se ducă la școală și școala împreună cu acele cunoștințe pe care le-a dobândit în timpul carierei să-l ajute să fie un mare antrenor. Pentru mine asta este cazul ideal. Da, ce nu neapărat mă miră pe mine. Mi se pare că totuși timpul ăla este foarte lung, unul la mână. Da? Sunt 5 ani până la urmă de, dacă e să te apuci, să nu ai asta de antrenor, da? Sunt 5 ani până iei licența pro. Asta unul la mână. Doi la mână. Ce mă șochează, sau nu mă șochează neapărat, dom'le, ar trebui logic, am spune, ca Federația Română de Fotbal, Școala Federală de Antrenori de Fotbal, să poată să spună dacă unul e antrenor sau nu. Nu o post-liceală. Adică mie mi s-ar părea logic ca voi care aveți școala aia de antrenor, că e bună, că era aia, poți să ai altă discuție, da? Voi să dați diploma ăluia, băi, ești antrenor. Tu vii la noi, la cursuri, faci cursurile alea C, B, A, ce vrei tu, licență pro și devii antrenor. Nu vine cineva, îmi zice, băi, e antrenor ăsta, pentru că a făcut o post-liceală, da? O post-liceală care nu știu cum se face, nu vreau să discut de chestia aia. Și ăla devine antrenor din momentul ăla și de-abia de acolo începe, de-abia de acolo poate să intre în Federația Română de Fotbal și să-și ia. Eu asta nu înțeleg. De ce nu se face o chestie, de ce nu se schimbă legea sportului, cum este și în alte țări? Pentru că mi se pare absurd ca, de exemplu, să vină unul cu școala de antrenor făcută în Belgia și să trebuiască să vină aici să se dea cu capul de perete să-și echivaleze diploma. Deci el are pro luată de la școala de antrenori din Belgia sau din Elveția. Sau din Italia, că și în Italia știu că e chestia asta. Da? Deci ăla vine de la Coverciano, dar noi zicem, băi, n-ai anul ăla și 8 luni sau cât e ăla de antrenorat, de la post liceală, ăla nu te face pe tine antrenor. Adică este legea românească. Discursul ăsta îl găseam în țările occidentale, de exemplu, înainte de 89, când doctori, profesori, care erau somități în România, se duceau acolo și trebuiau să-și echivaleze și să o ia de la capăt, deși ei erau renumiți la noi în țară. De ce? Pentru că țările respective aveau niște legi foarte clare care spuneau asta nu se poate, asta nu se poate, asta nu se poate. Câte vreme lucrurile se întâmplă în niște țări care au antrenori mai buni, mult mai buni și școli mult mai bune de antrenori decât noi, cât timp se întâmplă într-un fel acolo. Noi de ce facem altfel aici în România? Pentru de ce nu vrem să ne adaptăm la ce se întâmplă afară și cum pare mai logic? Pentru că legile statului român sunt așa. Asta spun. Și Federația Română de Fotbal nu poate să facă demersuri să preia ea. Federația Română de Fotbal a făcut multe demersuri în decursul ăsta, inclusiv pentru a putea acorda carnetul de antrenor în interiorul federației. Asta spun. După o curiculă foarte clară.
Doar că acum trebuie să ne gândim și la un alt aspect. Legea sportului nu este legea fotbalului. Pe baza legii sportului se fac antrenori în România pentru toate disciplinele sportive. Iar foarte multe sporturi nu au un sistem de perfecționare reglementat la nivel european așa cum îl are fotbalul. Fotbalul este cel mai avansat din punctul ăsta de vedere. Și atunci, acei antrenori de alte sporturi trebuie să-și ia calificările tot prin astfel de instrumente. Fie prin Institutul de Învățământ Superior, fie prin aceeași școală post-liceală pe care o folosesc și cei care vor să devină antrenori în fotbal. Dar în legea sportului, scuze-mă. Eu cred că legea sportului ar trebui modificată ținând cont de specificitatea fiecărui sport. Asta zic. Și de realitățile pe care le vedem în jur, de modul în care își pregătesc antrenorii diferitele federații. De curicula care se folosește. Noi încercăm, de exemplu, acum cu școala pozițională asta care acordă carnetele de antrenori, avem o colaborare foarte bună în sensul în care de câtva timp se lucrează pe o curiculă adaptată fotbalului pentru cei care vor să devină antrenori de fotbal și este făcută în colaborare cu Federația Română de Fotbal. Acreditată practic de Federația Română de Fotbal. Ăsta este un prim pas. Pasul 2 la care lucrează Lucian Burchel acum este de a face colaborări cu instituțiile de învățământ superior pentru eliberarea, care eliberează aceste carnete de antrenori. De ce? Pentru că în decursul timpului am observat că cei care veneau de pe băncile facultății nu veneau cu suficiente cunoștințe specifice fotbalului. Și practic, la licența B, care este o specializare, ei veneau fără o anumită bază. Și nu puteai să începi să, ca să înțeleagă lumea, nu puteai să începi să predai ecuații de gradul 2 cu două necunoscute, constatând că ei nu știau tabla mulțirii. Ceva de genul ăsta, ca să înțeleagă lumea, nu, să nu o luați... Înțeleg ce zici. Cum am înțeles-o eu inginerește, așa, ca să... Și atunci este cu atât mai logic atunci, exact. Să-i lași pe oamenii, bă, lasă-mă pe mine să-mi gospodăresc pătrățelul meu, că eu știu mai bine să-l gospodăresc. Da. Pentru că, dar știi atâta ce... timp cât legile federației, oricare ar fi de fotbal, de tenis, de handbal, sunt legi inferioare legii statului român, tu nu ai voie logic să dai drumul și să îți dai cu semnătura, da, domnule, poate să antreneze. Tu nu ai voie să faci asta. Nu, dar știi la ce miroase mie chestia asta? Că eu de asta întreb toate lucrurile. Mie miroase a românism de la să mai luăm ceva pe lângă noi. Că avem școlile noastre care produc antrenori, avem aia, vrei să devii antrenor în România? Trebuie să treci pe la mine, moșule. Da. Dacă vrei să treci pe la mine... Trebuie să vii pe la mine, asta, să lași cei de... Asta n-ar fi o problemă, eu înțeleg ce, n-ar fi o problemă dacă într-adevăr s-ar face carte și ai spune dacă nu treci pe la mine pe unde se face carte, nu poți să-ți iei asta. Da, pentru asta că ai inclusiv la Belgium, ca să nu faci carte. Hai să spun ce s-a întâmplat la Belgium, pentru că ei n-au nevoie să dea, să-și ia carnetul de antrenor. Nu vorbim de șpagă. N-au nevoie să-și ia carnetul de antrenor. Da? Și ei se pot înscrie la licențe. Pe perioada pandemiei, când jucătorii erau în pauză, federația a spus așa, hai să profităm de timpul ăsta. Și ce facem? Luăm fotbaliștii care sunt spre final de carieră și care au jucat în echipa națională și le propunem să facem cursuri online și cu prezență fizică, că oricum n-au activitate, ca să-și ia acum licența B. De ce? Pentru că ei, companii, își lua licența în Anglia, că nici ei n-aveau... De ce? Pentru că juca în Anglia și n-avea timp să vină tot timpul în Belgia să facă drumul. Ăla și-o lua acolo, altul și-o lua în Germania, altul și-o lua în Spania și așa mai departe. Și Maroc nu și-a luat nici. Încă nu. No, probabil că da. Nu, marocanii fac școală la ei și se duc și bat și din Canada. Și au zis așa, noi nu trebuie să pierdem the Belgian way. Pentru că fiecare se școlarizează într-o anumită tendință. Unul cu fotbalul englez. Și atunci ce au făcut? Au reușit să facă lucrul ăsta. Dar apropo de rigurozitate, s-au înscris 21 de foști fotbaliști, sau nu, fotbaliști la final de carieră și au terminat doar 16 sau 17. Atenție! Adică școala pe care ei au făcut-o în perioada aia scurtă, de 6 module, de câte 3 zile sau ceva de genul ăsta au avut, a fost o școală adevărată.
Așa ar trebui să fie și la noi, de exemplu, dar să fie adevărată. Și de ce nu? Pentru că legea sportului este o lege a statului român care deocamdată este în vigoare. Am înțeles. În contrast cu argumentația sobră, documentată, plină de bun simț, al prietenului, da, al lui Andrei, vin și eu cu niște chestii care o să mă fac de râs, probabil, dar vreau să scot în evidență un lucru pe care l-ai zis un pic. Adică creșterea nivelului ăsta de birocrație trebuie să treci și pe la mine. Îmi aduc aminte că... E cu șină? Asta mă interesează. Da, există dosar cu șină. Da. Dacă ai dosar cu șină, că-ți devii antrenor. Aia, deci, aia aș fi pe vremuri. Curios. Ai timp? Ai timp, da? Pe vremuri, ca să devii cântăreț profesionist, adică să poți să fii plătit pe unde cântai, trebuia să scoți atestat. Îți trebuia atestat. Un fel de carne de antrenor în ziua de azi. Un fel de, da? Trebuia să scoți atestat. Și atestatele astea le dădea o comisie. Nu-ți mai spun acum, comisia aia, când începea perioada de examene, se umplea de whisky, de cartușe, de țigări, de chete. Pe vremea lui Ceaușescu, da. Musai. Deci era. Și așa am dat și noi. 8 ori 4 egal 32. Da. Și așa am dat și noi atestate. Deja ne făcusem intrările. Frumos, carne de porc, da, plocon, ca lumea, bine de tot. Deja știam că era pe categorii, atestat categoria, de fapt era șef de orchestră, care era cel mai barosan, categoria 1, a 2, a 3, știam fiecare ce, cam cât am dat, categoria la categoria intram, știi? Numai că nenorocire, în ziua în care s-a, la examen, cine apare? Apare ministrul culturii, Hegedus îl chema pe vremea aia. Hegedus, da? Apare în inspecție. Deci, în clipa în care a apărut, s-a schimbat totul. Comisia a devenit dintr-o dată îngrozitor de constipată și de rigidă. Și nu de... spune că ai dat ce ai venit? Picat. Am luat mai jos decât... Nu, dar am început. Da, 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 început. Eu dădu-ți de mai mult. Eram în gaură. Și au venit cu de-astea. Păi, dar cum sunteți voi îmbrăcați? Păi așa veniți voi la exemplu. Așa am început. Știi? Păi, costum, cravată, ce cu astea pe voi? Da, și bine, ne-au dat niște... Greu de tot. Mi-au dat niște... Noroc, să le citesc. Vezi? România vreau să un comentator da. Bun dacă aia să dea atestatul ăla pe care îl voi. Acum ce vreau să te întreb? Mă, Pavarotti are atestat? Vreau să zic, bine, atestat. Adică a terminat vreo școală, Pavarotti, are vreo diplomă, un conservator, ceva? Cred că Păi ce că nu știe note. Așa zice că nu știe note. Nu mai știe nimic, săracu. Că... Da, bine, da, nu știa note, pardon, da. Și cum facem? Ca să nu mai zic nu, de... Beatles nu sunt. Beatles nu Beatles și erau pe note. Asta da. Dacă tot aia nu, și ce avem azi în România? Era reglementată pe vremea aia. Că sunt și cazuri care trebuie judecate în sensul ăsta. Mircea Lucescu a declarat, acum vreun an de zile, eu n-am avut licență pro. Fals. A avut și așa. Are. În momentul ăsta, dar a spus... Eu n-am fost la școală, n-am trecut pe la școală la sensul ăsta, adică să fac atâția... Păi da, pentru că așa era legea în momentul ăla. Bun, de acord. La începutul anilor 2000, stai să termin și cu asta, că nici asta... La începutul anilor 2000, când UEFA a introdus acest sistem de licențiere, da, în toate țările afiliate, a dat 2 ani de zile pentru a se echivala calificarea, perfecționarea pe care o aveai într-o anumită țară cu licențele. Și, de exemplu, dacă erai antrenor emerit la noi în țară, adică cea mai înaltă calificare pe care ți-o dădea legea statului la vremea respectivă, se echivala cu pro direct. Nu mai trebuia să faci pro. Da. Cazul Mircea Lucescu, cazul Emerichienei, cazul Pițurcă. Cornel Dinu, cazul Victor Pițurcă și așa mai departe. Pentru că aveau cea mai înaltă calificare. Imediat sub această calificare, cred că era categoria întâi, ceva de genul ăsta, antrenor de categorie. Aceea era echivalată cu A. Dar aveai 2 ani să le echivalezi. Așa a spus legiuitorul UEFA, da? Dacă nu le echivalai în ăștia 2 ani, o luai frumos de la capăt. Adică da, în momentul în care sunt niște reglementări, trebuie să fim atenți să vedem cum ne încadrăm. Eu sunt de acord, dar mie reglementarea statului român referitoare la subiectul ăsta, mi se pare că nu are nicio noimă. Pentru că mie mi se pare că cu post-liceala aia nu știu ce înveți în post-liceala aia în plus față de ce ai putea învăța într-un curs făcut specific de Federația Română de Fotbal. Sau de la antrenorii care te-au pregătit pe tine. Aici e iarăși un lucru important. Pentru că tu pintilii
tu, oricare dintre jucătorii ăștia mari, au avut parte de antrenori adevărați, de la care au avut ce învăța. Asta Andrei aici are dubile lui, dar iarăși un subiect important și după aceea o să trecem la arbitri neapărat, că am lungit-o destul cu asta, este ce n-am înțeles de la Lucian Burchel și poate îmi explici tu, sau poate la un moment dat Federația Română de Fotbal va explica, cum Dumnezeu, dacă FCSB nu a făcut nicio cerere ca Pintili să fie antrenor, cum a putut să fie antrenor 3 meciuri de Superliga și un meci de Cupa României? Fără ca Federația Română de Fotbal, deci să fie acceptat de observatori, LPF, da? Ăla, omul ăla care ia foaia și se completează acolo, să-l accepte pe Pintili în postura lui de antrenor. Nimeni din Federația Română de Fotbal să nu facă o întâmpinare domnilor de la FCSB. Vedeți că nu sunteți în legalitate. Zice Lucian Burchel că el nu poate să facă chestia asta. Că școala de antrenori nu are prerogative ca să, nu știu, să atenționeze comisia de disciplină. Băi, comisia de disciplină. Vedeți că Pintri nu are voie nici dacă făcea... Că asta e de fapt e esența. Ce, cum a putut să antreneze 4 meciuri, dintre care unul în subordinea federației și 3 în subordinea ligii profesioniste, fără să aibă voie să arbitreze, să antreneze vreun meci? Asta ar trebui să ne spună o comisie care să judece cazul ăsta. Iar ca să ajungă acest caz la comisie, cineva trebuie să sesizeze lucrul ăsta. Cine? Și atunci, păi, nu știu, că nu cunosc. Chiar m-ai luat pe nepregătită. N-am venit cu toată documentația după mine ca să-mi dau seama cine poate să sesizeze. Adică observatorul de joc ar fi trebuit oare să-i dea dreptul lui Pintili să fie antrenor? Nu poate să-i dea el dreptul sau să nu-i dea dreptul. El poate să scrie în raport ce vede. El trebuie să spună acolo, pe bancă a stat un individ pe nume Pintili Mihai. Mihai, așa, pe al cărui beci scria masăr și el a dat indicații. Vă rog să... Adică consemne, nu te mai răși de nimic. Scrie raport. Nu știu, pe de altă parte, observatorul dacă știe de cine ar trebui informat, dacă ăla de pe bancă are sau nu are... tu vii cu carnetul la vizat, băi, uite ce am eu aici, adică tu vii să arăți că ai pro, păi nu, ai... De ce sunt badge-urile alea la gât? Pentru identificare, ca și la turnee finale, ca și în campionatul și România. Pe badge-ul ăla scrie ce ai, da. Categoria A, B categoria, sau... Categoria, funcția pe care o ai. Nu, ok. Pe banca de rezerve poți sta numai anumiți oameni pot sta pe banca de rezervă. Antrenori, antrenor secund, delegat sau așa mai departe. Dacă este delegat, scrie delegat pe asta, întrebarea care se pune pentru oricine vine la meci și e de bună intenție, dacă ai vrea să reglezi lucrurile în România, este să spui, scrie delegat și a dat indicații tot meciul. Foarte bizară. De fapt, face parte într-un peisaj de ăsta în care e așa, lasă-mă să te las, pare. Dom'le, nu a făcut cerere, dar el a antrenat, a făcut cerere la UEFA, aia l-au lăsat, a făcut cerere la noi. Aia cu UEFA cred că am lămurit-o, da? Aia am înțeles-o, aia am priceput-o. Dar asta nu o pricep. Cum a putut să conducă 4 meciuri ca antrenor principal? Păi stai să vedem dacă există vreo comisie care se va pronunța, dacă a fost sesizat. Păi, da, mă, normal, mă gândesc că după primul meci în care vezi că dă indicații, atunci trebuie să întâmple ceva, nu după îl mai lasă încă 4 meciuri, încă 3 meciuri. Adică logica așa îmi zice, băi, te-am văzut la primul meci, nu ai niciun fel de calificare, domnul Pintili, domnule, al doilea meci nu mai ai voie să mai că... Nu știu, poate este făcută sesizare, habar n-am, pentru nu este, că, de exemplu, cazurile... Că am înțeles că nu a făcut nicio întâmpinare școala federală. Atunci... Da. Ce se întâmplă cu Kovács? Noi avem o listă cu arbitri din Europa. Bănuiesc că și voi pe la federație, că a existat, nu știu, o discuție măcar așa amicală, tovărășească. Domne, ce... ați întrebat pe aia de la, nu știu, pe cine o fi pe acolo, Vasarați nu cred că e în țară, îmi imaginez, Deaconu, pe cine mai e pe acolo, Augustus Constantin, pentru că vedem așa, da? Ăștia sunt arbitrii din Europa. Îl vedem pe Orsato cu 2 meciuri, deja, da? După care Machelie arbitrează în seara asta Spania-Germania, Marciniak Franța-Danemarca, La Hoz Qatar-Senegal, în fine, lista continuă, Oliver, Zibert, Taylor, Turpin, Vinci și toți arbitrează, iar Kovács este lângă Stefani Frapar. Stefani Frapar, care este singura femeie, nu arbitru central trimisă de UEFA. Da, e un arbitru bun, din ce înțeleg, că am văzut-o inclusiv dată la un, nu știu, Lyon PSG, cred că la un moment dat în Franța. Deci trebuie să fie un arbitru bun.
Dar Kovács e singurul care nu ține tăblița până acum. De 4 ori arbitru de rezervă, nu? De 4 ori, ori 2500, 10.000, da. Dar mă bucur nespus că este Dani Machelli la, probabil, la cel mai important meci de până acum, Spania-Germania. Dani Machelli, cel care a validat o semnalizare de offside la corner. Adică la asta te râd și curcile și toți arbitrii începători. Dani Machelli, care nu lipsește de nicăieri. Adică dăm voie să spun că aceste alegeri pe care le are FIFA, bine, împreună cu UEFA, că bănuiesc că colaborează, vorbesc despre ce se întâmplă acolo și despre faptul că, indiferent ce nenorociri faci, dacă ești pistolarul cui trebuie, ai viață frumoasă. Asta se întâmplă și pe la noi. Și pe la noi, anumite persoane. Deci Dani Machelli. De asemenea, slovenul Vincic, care a făcut Vietnam la Barcelona cu Inter. Inter Barcelona. Da, mai degrabă Varu a făcut, da, acolo, nu știu dacă el a făcut. Varu. Da, ăsta e așa, că e și Varu ăsta, Van Buchel, care este nelipsit, are o groază de meciuri până acum la campionatul mondial și care, da. Aici, asta vorbește despre maniera în care FIFA tratează... Bine, l-au trimis, da, și pe n-arbitrată Belgia Canada, arbitrată la care a fluierat în minutul 86 la Cupa Africii, finalul meciului. Adică la, da, și a și făcut o paia, că a dat vine minge de la adversar. Da, vine minge de la adversar și s-a ridicat offside. Da, deci n-au nicio treabă, da. Dar ce e? Ai vreo, nu știu, te-ai interesat, ai întrebat și tu stânga dreapta, să știe? Nu, și dacă te-ai interesat, nu știu dacă ți-ar spune cineva. Nici măcar Kovács, cred că nu. Sau, da, nici măcar Kovács, sau dacă ți-ar spune, ți-ar spune off the record și atunci n-ai putea să faci mai, să dai mai departe. Încerc să găsesc o explicație, mă uit la listă, sunt 10 arbitri din Europa, ceea ce până la urmă e mare lucru să fie acolo, să ajungi să fie acolo. Cred că Ișvan Kovács este cel mai nou pe această listă. Nu știu dacă n-a venit cumva înaintea lui Zibert. Nu știu asta, dar toți ceilalți sunt arbitrii cu experiență mai mare decât a lui. Probabil că dacă... Vincic era înaintea lui? Cred că da. Eu nu mi-am aminte de Vincic, așa să aibă vreo vechime de asta. De-aia alți... Deci nu știu, dar... încerc să bănuiesc. Ișvan Kovács, probabil că dacă Hațegan era sănătos, Hațegan fiind arbitru numărul 1 în momentul ăla din România în versiunea UEFA, el era acolo și cred că în baza acestor criterii, cred, n-am niciun fel de informație, Ișvan Kovács va primi meci, dar ar trebui să primească ceilalți înainte. Cred. Adică da, mi se pare, dacă nu fi vorba de vreo accidentare sau ceva de altă natură, n-am niciun fel de informații. Nu, mi se pare bizar că îți dau semifinala de Champions League. El a arbitrat semifinala de Champions League, Manchester City cu, și încă bine, cu Real Madrid. Avantajul ăla, cu avantajul ăla. Ok, greșește grav la ultimului meci de Champions League. Nu știu cât contează dacă cântărește și lucrul ăsta. La Porto cu Leverkusen Porto. Cu penaltiuri nedate, nu-mi dau seama dacă un asemenea meș prost poate să te aducă în situația asta. Dar încep să mă gândesc dacă nu cumva sunt contre între Colina și Rossetti, între ăștia, între Bosch, dacă unul are în subordine UEFA. Și știm bine că ăștia, pentru... E foarte important așa cine-i mai... Așa. Și unul are FIFA în subordine. Colina, FIFA... Rossetti, nu? UEFA. Da. Mă gândesc dacă nu e și acolo vreo problemă. Habar n-am. Dar pare... Da, nu știu. Parcă n-aș merge așa. Noi, nouă ne plac scenariile de genul ăsta. Dar nu cred. Eu cred că pur și simplu cred că nu i-a venit rândul. Deocamdată. Și va veni la rând în momentul în care au dat meciul tuturor celor. Asta e că vorbeam cu operativă. Da, 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 da. Nu e rândul tău. Nu e rândul tău asta. Ceahlăul, Bistrița, alea, vezi că nu e rândul tău asta. Parcă ești Pădureanu, nu e rândul tău. Mai stai o mână. Mai stai un pic. Nu că, pare bizar până la urmă să tot auzim parte din brigadă, Kovács. Din ce brigadă? Păi din brigadă, dar e din...
Da, deocamdată cară geanta, ca, la, ca în lotul de unei echipe, ăștia micii, cară geanta. Da, pe mine m-am amuză că atunci când Kovac avea delegări multe, se spunea, și ce ne interesează pe noi ce arbitrează ăștia? Să arbitreze aici, în România, să facă treaba în România. Da, nu ne interesează pe noi ce fac acum. Acum, dacă nu arbitrează acolo, ce se întâmplă cu Kovac?